pentru oamenii care și au zi, alți oameni, care se combină cu oameni cu, la o diferență foarte mare de vârstă. N-am suportat chestia asta niciodată și nu-mi dau seama exact de ce mă deranjează, dar mi se pare... Am mai vorbit despre asta? Nu știu dacă am mai vorbit despre asta. E rec? Da, am dat rec. Ia, zici și tu ceva? 2-2-2 rec. Nu, trebuie mai tare. Da, am o întrebare pentru tine. Te deranjează la ambele sexe? Adică... Da, indiferent. Că sunt foarte rare cazurile de... Bărbat cu femeie mai matură e foarte rar. Macronul, se zice Macronul? Macron. Da, păi de ce? Macron, președintele Franței, e combinat cu o tipă cu 20 de ani mai în vârstă decât el. Pe tine, nu te deranjează, nu? E ciudat că mă deranjează asta? Nu. Dar mi se pare ciudat. De ce? Adică eu mă gândesc că, să zicem, e o limită. Adică dacă ai peste 30 de ani, se acceptă și 10 ani diferență. 10 ani e... Da, e nimic. Dar eu nu cred că... Tu zici peste 30 de ani, adică să nu fie ambii, 30 cu ambii. 20. Nu, să nu fie 30 cu... Ambii peste 30 de ani. De exemplu, dacă e cineva de 30 și cineva de 20, mi se pare o aberație. Bă, nu e aberație. E ceva, adică... Femeile știi că se maturizează mai repede, dar parcă totuși 20 de ani cu 30 e un pic de... Pe de altă parte, 35 cu 25 nu văd vreo problemă. 35 cu... Adică o femeie la 25 de ani mi se pare, bă, e cât de femeie poate să fie. Adică nu ai zice că la 25 de ani mai are de crescut o femeie. La 20 de ani mi se pare că e un pic așa. Da. 20, hai să zicem că parcă e un pic... Dar la 25 de ani să zici nu e o chestie cu unul de 35 de ani, nu e chiar așa. Tot mi se pare mult. Tot se pare parcă, parcă e pushing the limit, da. De exemplu, dacă ar fi, să zicem, 27-28 cu 35, ar fi mai ok. Ok. Nu știu de ce, am impresia... Dar asta e deja ciudățenia ta. Adică, da, nu e când ciudățenia. Când vorbim de vârste atât de mici, adică înțeleg diferențe mai mari la vârste, adică să zicem, nu știu, 20 cu 60, aia înțeleg că e da, ceva da. Ieșit din comun, dar să te deranjezi de 30 cu 20 nu e chiar așa. Sunt foarte multe puștoice care vor să-și trăiască viața și foarte mulți domni care au de oferit experiență și 30 cu 20 e, tu ai anii, eu am banii. Suntem ca americani. Da, de fapt cânta de tu ai banii, eu am anii. Exact, ai 30 cu 20 aia asta, tu ai anii, eu am... Dar am impresia banii, că nu ai cum, adică, pentru că singurul mod în care văd să funcționeze asta, ori omul ăla de 30 de ani este matur la nivelul de 20 de ani. Pentru că tu n-ai cum să fii matur de 30 de ani și să accepți pe cineva de 20. Bă, depinde foarte mult de ce tip de relație vorbești. Relație? Hai să presupunem că e o relație serioasă. Adică ai planuri. Păi nu prea. Adică dacă nu e o relație serioasă, accepți? Da. Că nu prea sunt relații. Da, dacă este o relație, adică dacă e doar un fling sau ceva așa, păi așa da, nu mi se pare ok. E pe bază de sex, asta încerc să spun. E pe bază de sex și avantaje. E pe bază de... El îi oferă niște experiențe și un stil de viață. Ea îi oferă un fund foarte ferm de pe care poți să ricoșezi o monedă. Și este un schimb mutual avantajos. Adică... Despre asta e vorba la 30 da, cu 20. Nu e de parcă la 30 și nu știu câți de ani o iei pe domnișoara de 18 ani să o iei de nevastă să-ți fac copii. Știu ce mă deranjează. Mă deranjează vorbește oameni... acolo când mă duc să închid geamul, că după aia o să avem plânge. Acum, că ai spus, mi-am dat seama exact, am izolat ce mă deranjează. Este faptul că îți oamenii aia care spun, da mă, e perfect legit ce se întâmplă. Și că așa ne potrivim. Eu nu cred. Nu pot să cred. Am văzut multe exemple la viața mea și ori era de obicei bărbatul mai mare și era bărbatul extrem de imatur. Și atunci se potrivea pe chestia asta. Da, în sensul că adică avea la un moment dat cine zicea, mă? Nu mai știu ce zicea. Un băiat într-un podcast avea sau într-un... Nici nu mai știu. Dar am auzit ideea asta la un moment dat și mi s-a părut extraordinar că nu vrei să ajungi tipul ăla
bătrân din bar, nu, din club. Da, știi? Da. Adică, pentru că oamenii ăia clar n-au... Nu poți să-mi zici eu că cred la 45-50 de ani tu asta, așa vezi tu viața, să stai într-un sâmbătă seara într-un club care bubuie de muzică și să vorbești cu o mică rapandulă de 18 ani, e animată. Adică nu poți să crezi că asta e viața. Asta zic, asta zic și, că ceva... Și știi de ce am problemă cu chestia asta? Dar nu din cauza diferenței de vârstă, ci din cauza preocupărilor. Știi de ce am o problemă cu asta? Pentru că eu mă gândesc așa, frate, ori ești pasionat de să stai în cluburi să agăți mici rapandule, caz în care ce ai făcut-o, atât de ciudat, caz da. În care probabil că ai tot făcut-o. Asta e că ai făcut-o de vreo 20 de ani. Ce e neregulă cu tine de în continuare numai asta de pasionat? Iar dacă n-ai făcut-o până la 50 de ani și acum te-ai apucat să umbli în cluburi așa, din nou nu cred că este foarte, foarte în regulă. Asta viața. Zic că ceva nu e în regulă cu dar chestia nu, dar asta. Dar vorbesc acum de mers în club la... vrăjit copilul. Da, 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 da. Doamne, acum... este atât de dubios. Eu nu știu dacă... Cred, pentru cei care sunt din provincie, noi aveam în Sibiu, era un tip care era tot timpul prezent în toate cluburile. Deci în ce club mergeam și se vedea că e peste 40 de ani, dar toată lumea îl știa, nu știa nimeni cum îl cheamă, nu știa nimeni backstory-ul, dar era prezent. Și purta ochelari și dansa. Și nu știu de ce am impresia că fiecare oraș are câte un de ăsta pierdut. Da. Sindromul Peter Pan. Nu știu. Da. Dar ca diferență, ți-am zis, cred că e foarte acceptat de societate asta cu bărbatul mult mai bătrân. Da. Pentru da. Că la bărbat nu se modifică atât de mult potențialul sexual, zic așa, cu vârsta, până pe la vreo 60 de ani. Adică, da, că poți să faci copii oricât. Bine, și nu e vorba numai de copii, dar cum e privit un bărbat? Adică nu, dacă auzi că un bărbat are 50 de ani, nu este automat sexul este exclus. Adică dacă auzi un bărbat are 50 de ani, nu te gândești, da, bă, ăla nu mai fute neam de neam, cine să se fută cu ăla? Pentru că dacă auzi de o femeie de 50 de ani, e gata, e cu cruce, nu, cum să mai, nu mai există în plan sexual. Și cred că de-aia e problema asta, că dacă auzi de un bărbat cu o femeie mult mai în vârstă, la modul, frate, ce faci? Că acolo s-a, gata, s-a închis. Sau cred că e și din cauza, ca o presiune biologică, că, adică dacă ajungi să fii mai bătrână, e mai greu să dai naștere. Da, e substratul. Substratul, da. Cred că ăsta e, se leagă tot timpul de copii și de asta. Dar în general și cu caracteristice sexuale, că și cu cum arată și cu asta. Deși dacă ai, tu dacă ai 18-20 de ani ca bărbat, și te fuzi cu una de 30, bravo, bravo. Da. Acolo e, adică înseamnă că ori e ea extraordinar de disperată. Adică ori o femeie total. Sau ieși dintr-un divorț și vrea să... Păi la asta mă refer. Și sau ești tu mare futălău. Și având în vedere că nimeni la 18 ani nu știe de scenariul ăla cu femei disperate proaspăt divorțate așa, automat ești mare fătălău. Da, da, dacă, da, da, dacă, da. Dacă te fuzi cu una de 30 de ani la 18 ani, mamă, du-te, mă, bă, îți dai seama. Că la vârsta aia de-abia au fost pe una de 18 ani, dar nu uite să știi. Da, e cumva tu primești puncte în plus pe da, chestia asta. Da, da, dar numai în zona aia. Adică odată ce sari de 25 de ani ca bărbat, dacă la 25 de ani te fuzi cu una de 35 sau de 40 de ani, nu mai e așa la mândru. La mândru, bă, ce faci? Da. E viața nasoală pentru femei. Da. Asta, faptul că observ lucrul ăsta că e de căcat să îmbătrânești ca femeie mai rău decât așa, mi-aduce renumele ăsta de male feminist și căcat progresist, cum sunt primii mesaje din astea de insult, că sunt căcat de progresist. Serios? Primești pe chestia asta? Da, e foarte amuzant să fii insultat cu cuvinte care nu că nu le înregistrez ca fiind insulte, dar nici măcar nu existau acum. Tu îți dai seama cum ar fi să insulți pe cineva că face un bine, gen, nu știu, vezi pe unul că ajută copii, tu ăsta care donează bani handicapatele, care ajută copii care sunt nevoiași. Băi, adică e ciudat să îi faci un reproș cuiva care face ceva pozitiv. Păi da, dar nu e privit ca fiind pozitiv. Adică sunt foarte mulți oameni care, ziceți, acum de câțiva ani au apărut cuvintele astea de globalist și progresist și globalist și au devenit insulte. Și e foarte amuzant când ceva îți zice o chestie care, în primul rând, e foarte discutabil dacă te încadrezi și, în al doilea rând, și dacă te încadrezi, nu e cap o insultă.
E ca povestea aia mea când urla ăla la mine că-s burghez și era Da. Exact așa e și asta. Globalistule! Zic, ok, da, am mai călătorit. Nu că n-am călătorit. World traveler. Da, înțeleg de unde vine chestia. Că sunt oameni care sunt foarte naționali și conservatori și la modul doar ce e aici în țară și doar tradiția lui de-aia contează. Și tu dacă ai treabă cu restul așa, ești trădător de neam. Și la fel... E faza asta cu sexo-marxist, care mie în continuare îmi sună desene animate, adică n-am... Sexo-marxist, stai puțin, se referă la... E ceva foarte complicat. E ceva ce se pare că există, dar e ceva foarte complicat. Nu cred, eu nu cred că în România există cineva care efectiv e sexo-marxist. Sexo-marxist, adică să se distribuie în mod egal... Da, se artistă la toată lumea. E, da, e... Distribuirea vaginului fecal. De chestia asta cu identitatea de gen, cu nu știu, e o întreagă... Asta e că, adică... E ce explică Peterson, că nu păi e asta, asta da. Voiam să zic, ăla-i sexomarxismul, da, da. Că ar trebui să se distribuie pizda pe... Dar pe... ți-am zis, este... Cam de locuitor. Este... Eu sunt convins că în România... Ok, hai să zic așa, eu nu că sunt convins că în România nu există sexomarxism. Eu sunt convins că de 10.000 de ori mai mult s-a zis că ești decât că există. Adică sunt convins că de 10.000 de ori mai mulți oameni au fost acuzați că sunt sexomarxiști decât efectiv ar fi sexomarxiști. Dacă așa... Ce mi s-a părut extraordinar? Că e fata aia cu sparanghelul din da. Care face video chat și care are meme pe pagina ei cu comunism sexy. Și de asta pro-Rusia, știi? Și ea efectiv este sexomarxist, adică ea are meme marxiste și trăiește din sex. Ea tehnic este fix sexomarxistă. Dar e conservată aici, e anti-sexomarxistă. Mie mi se pare foarte amuzant să zic sexomarxist. Mi se pare, sunt X-urile alea două care sună atât de frumos și sexomarxist. Nu le... Sexomarxist, da. Dacă ai zice sexy, ar fi chiar mișor. Sexy marxist. Ce faci sexy marxist? Sexo-marxist. Sau să fie, să fie un kink. Că vrei să te fuți doar cu oameni care seamănă cu Marx, Karl Marx. Sau, nu știu, să în timp ce te fuți să-ți bagi o seceră în cur. În timp ce dai cu ciocanul să-ți bagi o seceră. Să împreun secera cu ciocanul. Ce sexo-marxist. Da, mă. Și voiam să întreb, nu știu, să vorbim puțin de Colo, cum îl cheamă? Bă, am un singur lucru de zis. Și pe bune, chiar nu vreau să mai discut, că s-a discutat atât de mult că nu mai e. Mie mi se pare extraordinar, exact apropo de ce vorbeam cu asta, cu sexul marxism și cu asta, că la noi, eu consider foarte, foarte clar că nu sunt politically correct și că n-am trebuit politically correct în sub, pentru că mi se pare că politically correct nu-i departe. Da. Noi avem probleme de bun simț. Am mai zis asta. Da. Și aici se vede foarte clar chestia asta. Foarte mulți oameni l-au apărat pe băiatul ăla spunând că au sărit feministele pe el. Și aici mi se rupe filmul și aici zic că eu n-am trebuit politically correct. Eu țin un pic la bun simț. Nu ține de political correctness să ai o problemă cu un om care zice că vrea să dea cu capul de perete și să calce în picioare o femeie și să o violeze. Aia nu e political correctness. Aia sunt articole în codul penal. Cu aia, nu e political correctness când e în codul penal. Da. Deci da. Nu ești feministă și nu e nimeni feminist dacă zici... Ești un decent human being. Da, ești ție de bun simț să nu calci o femeie în picioare? Nu e de bun simț? Adică... Asta e imaginea pe care avem despre țara noastră, că plecăm de la călcăm femeile în picioare, dăm cu capul de perete și le violăm. Asta este absolut normalitatea și oricine are o problemă cu asta este un globalist împuțit, progresiv, feminist. Cum să fii? Deci omul zice viol și zice călcat în picioare și dacă nu ești de acord cu chestia asta, ești feminist. Da. Man, what the fuck crazy zoo is this? Ce pula mea de țară avem dacă ești feminist, dacă ești, bă, nu e ok să calci o feminist. Și că oamenii apărau chestia asta cu, e o glumă. Și chiar, adică... Omul a zis că face stand-up. Că face stand-up. Și mie mi se pare, până la urmă, că am mai zis chestia asta, că dacă o iei așa, orice poate. Cum am zis, Hitler putea să zică, bă, fraților, am glumit. Voi chiar ați făcut chestia asta? Ai sărit cam repede la Hitler. Da. De obicei la Hitler se ajunge 3-4 comentarii mai jos. 3-4 comentarii mai jos. Dar... Dar da, mă, ideea nu, că... faza este că unde e discuția de intenție și de asta este că întrebări era pe un Twitch încercând să fie entertaining.
Adevărul este că nu era manifestul lui în viață și deci aici de acolo vine chestia că băi, el glumea, în sensul că oamenii așa împart, e greu pentru oameni care fac umor să vadă lumea așa cum împart oamenii care n-au legătură cu meseria asta. Dar pentru oameni există două sertare, serios și umor. Și tot ce nu e serios e umor, indiferent dacă arată umor, sună umor, dacă un om care face asta îl califică, adică nu contează. Ideea este că el nu era la telefon cu o femeie zicându-i vreau să te calc în picioare, te omor, te violez, că atunci era clar amenințare. El era pe Twitch, deci clar e umor. Indiferent că n-are morții lui nicio legătură cu umorul. Și am singurul lucru la care am râs, dar am râs așa cu spume, cu voce tare, în videoul acela scos să-și ceară scuze. Pentru că deci începe cu îmi cer scuze pentru ce am făcut, după aceea arată 5 minute de cum el dă sfaturi la oameni. Da. Și mie mi s-a părut atât de amuzant, pentru că eram, stai puțin, deci tu ai dus conversația de aici aici. Da, uite, eu chiar, deci ajuns la fumat. Și pentru el a fi un om bun, pentru el a fi un om bun era eu nu-mi bat prietena. Asta, deci faptul că nu o bate, asta înseamnă că e un om bun. Păi, înțelegi ce spun? Păi asta spun, că dacă normalitatea este o bați, o calci de picioare, nu știu ce, atunci orice e în plus e bine. Uite, eu nu am bătut-o, deci clar sunt un înger. O chestie foarte clară la bărbații în România e că lumea se împarte în trei. Femeile. Există trei tipuri de femei pentru orice bărbat în România. Există mama, curve și proaste. Da. Deci asta e... Punct. Îmi pare rău dacă par feminist, dar nu cred că vreunul din aia care zice feminist ca pe o insultă nu e de acord cu ce spune. Există mama, curve și proaste. Mama e una, e aparte, mama nu e femeie. Da. Mama nu e femeie. Clar. Ceea ce e ciudat, că adică, cum ar veni în perspectiva asta, noi suntem o țară de isuși. Da. Și isuse. Adică și, da. Toate... Maica precesta. Toate mamele au fost virgine la naștere, deci n-au avut nicio treabă cu... Nu sunt femei, ei sunt mame. Și doar din perspectiva copilului, că restul dracu știe cum le vede. Deci, pentru bărbați, există mama, a născut virgină, n-a nicio treabă cu sexul, în categoria ei așa. Da. Bă, care sunt curvele, le vrei, vrei curve, vrei. Dar nu ești bărbat dacă nu fuți curve. Deci vrei curve. Și după aia există proaste. După ce te saturi de curve, ți-e o proastă să-ți facă copii și să-ți facă curat și mâncare. După care tu tot cu curve ai treabă până când mai curve, deci așa, te naște mama, curve, 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 proastă. Proasta, curve, 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 mori. Da. Deci asta e traseul din punct de vedere al bărbaților în România, cam asta e treaba. Și deci, dacă privești lumea așa, tot ce face băiatul ăla are sens. În sensul că el zice, și așa o văd și băieții care urmăresc. Băi, el a zis de curve, mă. El a zis de curve. Da. N-a zis de proastă, de proasta lui, că pe proasta lui o iubește. Că ai văzut că a zis că o iubește foarte mult pentru că spală, calcă, gătește și face... Vai, deci că auzeam. Înțelegi și nu de bate. Păi nu. Păi ceea ce-i... Păi nu. Dacă ești băiat finuț, nu-ți bați proasta. Bați curvele. Vai de viață. Dar trebuie să fii de căcat să-ți bați proasta. Bine, e ok și să-ți bați proasta dacă e foarte proastă. Dacă nu spală, nu calcă, nu face curat așa, o bați. Dar dacă o spală, dacă calcă, dacă faci curaj, nu bați! Că ești un om decent. Se bat curvele. Și pentru ei, de asta e faza. Știi, la modul, băi, el își iubește proastă, e un om bun. Își iubește mama și proasta. Da? Acum că bate curvele, de-aia sunt. Știi? Și curvele, culmea, într-un mod foarte interesant, curvele, ăsta e traseul lor. Ele sunt curve, că toate sunt curve, până le face cineva proaste și după aia mame. Și după aia brusc cursul femeii natură. Da, curvă proastă mamă. Asta e circuitul femeii natură. Circuitul femeii după natură. Care ea face un bărbat care e perfect că e bărbat și o curvă mică. Da. Și curva mică devine proastă. Deci e de violat de la 10 ani până pe la 18, 20, când devine proastă, calcă, spală așa, după care la un moment dat devine mamă și gata, nu mai e femeie. Și tot așa, asta e circuitul femeii natură. Circuitul femeii natură. Jesus Christ. Îmi pare rău că am zis asta și îmi pare rău că stat de feminist. Da, efectiv e, nu știu, e nimic din ce am zis aici nu e pe un album Paraziții. Da. E, ca,
E common knowledge de multă vreme chestia asta. Aș vrea să citesc o poveste a mea, pentru că mi-a plăcut foarte mult că e de actualitate. Deci, să știi că am văzut povești reciclate. Am citit atât de mult căcat ăsta, că am început să recunosc povești. Și la distanță de 2-3 ani au mai repetat povești. Dar schimbă nume sau ceva? Nu, e fix acest lucru. Și asta este, e fix pe subiect acum cu pandemia de coronavirus. Povestea se numește Molimele și epidemiile mi-au aruncat multe femei în brațe. Moarte. Da, e știi cum e asta? Băiatul ăsta, uite ce, știu că foarte mulți semeni sunt încă afectați de COVID-19. Eu însă am avut de câștigat de pe urma apariției lui. La fel au stat lucrurile cu West Nile, gripa aviară, gripa porcină, SARS, Zika sau Ebola, care au zguduit mapamondul. Este ciudat, știu, dar aflați în cele ce urmează de ce sunt fericit. Știi cum e, masca aia de doctor de pe vremea da, ciumei? Da. El așa are la... Dar știi că acolo se puneau niște mirodenii ierburi, da, ca da. Să miroasă frumos, că credeau că prin de la miros se da. Transmite. Da, da. Și așa are, deci are un cioc de la pulă cu rozmarin, cu busuioc, cu asta să nu ia pula Zika și SARS, dar el așa umblă cu un kilot, cu un cioc de la. Sunt Ion Postelnicu, un vânzător de ziare din București, în vârstă de 34 de ani, care și-a petrecut majoritatea vieții în spatele teșghelei, de la 5 dimineața până la 5 seara. Un om simplu și modest, al cărui anturaj este format în general din clienții care cumpără ziare și reviste, din pensionarii care se opresc la taclale și din bețivanii care își fac veacul în barul din fața chioșcului. Un singuratic. Povestea mea este cea clasică a unui neadaptat. După absolvirea a 8 clase, m-am angajat la o firmă de difuzare a presei, lucrând noaptea, la sortarea, împachetarea și repartizarea publicațiilor pe chioșcuri și tarabe. După câțiva ani însă, nopțile pierdute în casa presei și-au spus cuvântul, dovadă în acest sens, stând valoarea mult peste normal a transaminazelor rezultate în urma analizelor de sânge. Deci bea și el mult. Nu. Îmi pare rău, dar medicul mi-a interzis să mai lucrez noaptea. Am steatoză hepatică avansată și dacă nu respect cu restricteția igiena somnului, risc ciroza. L-am informat pe patron. Trebuie să mă axez pe lucrul diurn. Ăsta e un băiat de 18 ani. Gen. La 18 ani? Păi, hai să începem să procesăm ce am citit până acum. El avea 14 ani când s-a angajat acolo. Eu nu înțeleg cum poți să te angajezi la 14 ani. E nu ilegal. Poți. Poți la 16 ani. Da, eu știu că tu ai niște experiențe într-o facultate de eugenie, dar la lucrai 15 pe, ani, da. Da, lucrai pe șest, adică dacă venea controlul, tu erai pasionat de mașină. Mie îmi plac eugeniile. Da, e gen, tu efectiv ai câștigat biletul ăla lui Willy Wonka și ai câștigat o excursie în tărâmul eugeniilor, tu nu lucrai acolo. Tu, culmea, erai și mânjit de vaselină pe față, aveai două șurubeni. Nu, așa îmi place mie să mă joc, Deci el zice... După absolvirea a 8 clase, m-am angajat la o firmă de difuzare. Cum cred că te-ai angajat la 14? Sau poate a terminat, poate a terminat 8 clase la 20 de ani. Nu putem ști. Dar el așa zice. Că, deci la 14 ani s-a angajat. Și a muncit noaptea, încât după câțiva ani, era să facă ciroză. Bă, n-ai cum. Ai fucking call bullshit. Cum că faci, mă, ciroză? Steatoză, de la steatoză nedormit, înseamnă ficat gras. Da. Știu. Eu după 10 ani de băut în fiecare zi am o mică steatoză. Mi-a zis că am un grad de steatoză. După 10 ani de băut în fiecare zi. Ăsta după 4 ani făcuse, dădea în ciroză. De la faptul dar că muncea noaptea. Dar n-ai cum de la... Eventual asta dacă bea... Între 14 și 18 ani. Fii atent. Vârsta la care știi că ești de oțel. Adică 14, 16, 17, 18 ani... Nu ți se întâmplă poți nimic. Poți să nu dormi de la 14 la 18 ani, poți să nu dormi niciodată, nici până de acum. Deci cred că bea probabil ulei din luat de la restaurante seara după ce se prăjea tot în el. La uleiul proaspăt da. Folosit și îl bea, că altfel nu îmi dau seama da. Cum putea să... Deci e interzis, doctor, la 18 ani e interzis doctorul să mai lucrezi noaptea că dă în ciroză. Deci atunci începând de mâine vei fi vânzător de ziare. Mi-a răspuns patronul,
dând dovadă de înțelegere. La un chioșc aproape de casă. În faza inițială am crezut că nu voi face mulți purici la chioșc, ci voi sta numai până când îmi voi găsi altceva mai convenabil. Ulterior însă m-am obișnuit cu postul și situația în sine și am tot amânat plecarea până n-am mai plecat deloc. De peste 20 de ani vând ziare. Ceea ce, apropo, n-are sens ca timeline, pentru că el zice că are 34 de ani. 34 de ani cu 18 păi sunt... Păi nu, dar zice că de peste 20 de ani vinde ziare. A, 20 cu 18 sunt deci mai mult de 34. Ani, 34. Păi da, asta spune. Dacă peste 20 de ani vinde ziare, are 34 de ani, înseamnă că era 14 ani vinde ziare. Da. Ori era 14 ani și că a terminat o clasă și s-a angajat. Și după câțiva ani a făcut ciroză și de la ziare. Și la 18 ani. Da. Deci lipsesc 4 ani din poveste. Să știi că eu încep să bănesc că sunt probleme cu poveștile. Eu nu cred că sunt pe bune. Eu cred că sunt făcute. Eu vreau Rise Project să investigheze chestia asta. Așa am ajuns un solitar. Un ciudat. Ioane, nu te-am văzut niciodată cu nicio fadă. Nu-ți plac fetele. A remarcat la un moment dat Nea Costel, un bețivan din cartier. Și a zis... La filme porno ai observat pula sau cum i-a zis? Da, 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 da. Tu când te uiți la filme porno îți place să te uiți la lesbiene sau nu, nu, la... Și îți place când e pula mică sau pula mare? Îmi place când e pula mare. Vii cu mine la ferma mea de tigri din Munții Apuseni. M-a remarcat la un moment dat Nea Costel, un bețivan din cartier, care în fiecare dimineață citește ziarul în timp ce bea 100 de tărie în picioare la botul calului. Îmi plac Nea Costel, nu nu-mi placă. Doar că nu prea mă plac ele pe mine. Aici e buba. Nu mă pricep deloc să le vrăjesc. Nasol de tine, Ioane. Tot ce poți să faci să speri că va apărea ceva radical care va schimba cursul vieții fade pe care... Știi cum mai vorbesc boschetarii? Bă, când vorbesc bătrânii la 100 de tărie dimineața... Așa vorbesc. Să apară ceva radical care va schimba cursul vieții fade pe care o duci. E boschetar 101 ăsta. Poate era un alcoolic, era cioran și ăsta nu știa. S-ar putea, mă, vestitul profesor academician scăpătat care acum abia îndea. A conchis bătrânul alcoolic trăgând o dușcă mare. Hai noroc! Succes în vânzări, dar și la fete că ai nevoie. Se spune în popor că există un Dumnezeu al bețivilor. Nu știu dacă așa este, dar știu că Nea Costel parcă a avut gura aurită. Păi degeaba e uite cei mai iubiți comediați de România, hai să fim. Atât de prompt și la obiect i-a fost ascultată ruga. M-am convins de asta peste numai câteva zile, atunci când am primit ziarele. Ce am citit acolo m-a lăsat mut. Ne aflam în anul 2002. Nu, nimic nu mai are sens. Deci acum 18 2002 ani... 2002 înainte de Hristos. Deci era cu 18 ani, vindea de 20 de ani ziare. Da. Ok. Deci el acum are vreo 60 de ani și scrisoarea asta e din trecut. Da. Bun. Nu, e bine să știi. Ce am citit acolo m-a lăsat mut. Ne aflam în anul 2002 și presa vuia de ivirea la orizont a unui pericol letal neașteptat. Virusul West Nile, care se găsește atât în regiunile tropicale cât și în cele temperate. Principala cale de tranzitare la om fiind prin mușcătura unui țânțar purtător. E groasă treaba! Din câte se aud, au apărut câteva cazuri și la noi în țară. Mi-a deschis ochii un profesor pensionat pe caz de boală după ce a citit de virus. O să murim ca șobolanii! Aha! Ce bine! Am exclamat satisfăcut, făcându-l pe profesor să se închine și să plece vorbind singur. I-am dacă zis-o. Oamenii în vârstă, care vorba aceea și-au trăit traiul și și-au mâncat mălaiul, sunt speriați de West Nile, atunci tinerii vor fi terifiați. Asta e șansa mea. Să înhați fetele slabe de înger, mi-am spus. Ceea ce aveam în minte era pe cât de cinic și perfid, pe atât de util și dătător de satisfacții. Să dramatizez în fața fetelor din anturaj, să bag spaima în ele și să le convinc că în scurt timp vom dispărea cu toții de pe fața planetei. Iar mai apoi să le ofer varianta unui sfârșit frumos, anume aceea împlinirii actului suprem de iubire în compania mea, desigur. Prima pe care am încercat această inedită stratagemă a fost Delia, o roșcată din cartier la vreo 20 de ani, care cumpăra cu regularitate reviste mondene și căreia îi băgasem câteva apropouri. Flirta cu mine, dar îmi fusese teamă să încerc mai mult. Acum însă aveam în mânecă un atu infailibil cu care puteam să încerc să obțin ceea ce voiam după cât de naivă părea fata. Și așa a fost. Delia, ai auzit că vine virusul West Nile peste noi? Țânțarii mușcă în carne vie. Omenirea este condamnată la pieire. Am deschis eu subiectul.
afișând o mină disperată. E momentul să spui ultima dorință, eu deja mi-am pus-o. Serios? Nu știu nimic. Îmi pare așa rău. Sunt încă tânără și am atâtea vise. Și ăsta e, nu, bun. Nu, acum că ți-am zis asta, nu. Ne perfect. Futem? Perfect. O, te dracu de curvă să vezi ce te dau cu capul de preste calc în ce ai făcut te în gură. Eu nu mi-am pus nicio ultimă dorință. Care e a ta? S-a voia să copieze la ultime dorințe. Tu ce ai scris la dorință? Tu ce ai scris la ultima dorință? Că eu n-am scris nimic. Mai întreb, Delia, tot ce îmi doresc înainte să mor este să fac dragoste cu tine. Aoleu. I-am declarat emoționant în timp ce îi mângâiam cu tandrețe părul, pe care și smulgeam și o dădeam cu capul de cum le place la curvele astea. Aoleu. O, da? Ce romantic, a exclamat ea în timp ce sărea de gâtul meu. Atunci exact asta îmi doresc și eu, Ion. Exact, vrei să copiat la... A, vrei să mă fuți? A, exact asta vreau și... Exact, asta e ultima mea dorință. Mă gândesc de când m-am trezit azi dimineață că aș vrea să mă fuc cu băiatul de la ziare. Vai, vai. Hai să o facem. Ce avem de pierdut? Păi, nu știu, nu... Se pare că nu costa de mult tratamentul ăla de blenoragie. Păi și cum... cum am rugat un amic de la bar să-mi țină locul la tarabă, am luat-o pe fată de mână și am mers direct acasă unde am aruncat-o pe pat. Bang, bang, două picioare, preludiu. Am trăit clipe magice. Am simțit că sunt bărbat. Iar asta numai datorită apariției veștii împrăștirii virusului Westner. Asta a zis ea? Nu, el. Acum pot să mor liniștită, a suspinat satisfăcută Delia la finalul partidei de amor. Să mă muște țânțarii cât vor că nu-mi pasă. Mor fericită. Ce om s-a futut odată la 20 de ani și a zis vreau să mor acum decât vreau să fac asta de acum încolo? Bac pizdanie de țânțari. Spre bucuria comună, răspândirea virusului West Nile a fost stopată de medici înainte de a se transforma într-o pandemie, singurele efecte letale registrându-se în emisura sudică, ceea ce nu înseamnă că nu am păstrat legătura cu roșcata. Am păstrat-o. Dar numai câteva luni după care ne-am despărțit. Ea mulțumită că scăpase de țânțari, eu mulțumit că scăpasem de virginitate. Deci el era virgin la câți? La 48 sau cât avea? Nu mai știm. Deci, probabil că avea 82 de ani, era virgin și acum povestea o ia invers. Benjamin Button, nu știu. Era doar începutul vieții mele sexuale bazate pe molimele și epidemiile planetei. Abia învățase în principiul metodei și nu avea sens să nu o pună în aplicare cât mai rapid, mai ales că în față se evise o altă amenințare mortală pentru umanitate. Sindromul respirator acut sever sau pe scurt SARS, care a înregistrat 8422 de cazuri de infecție și 916 morți confirmate, existând chiar un început de pandemie. Tu zici, apărea la televizor, aprobă virusul SARS, ăsta, ha, fut! Și se scula pe vedea de alea ambulanțe, știi, filmul. Da. Mamă, de pe aștept. Mamă, sper să se transmită ușor, sper să se transmită. Cea pe care am ochit-o pentru a trece împreună peste această boală grea a fost Sanda, o blondă silfidă cu ochii verzi și sâni ascuțiți. Ioane, nu vreau să mor! Eu nu vreau să fiu victima lui SARS! A exclamat ea cu patos când i-am expus situația. Insistând pe faptul că, pornită din Hong Kong, maladia avea să ajungă în scurt timp în Europa și avea să decimeze țara noastră. Dacă tu spui că vrei atât de mult să-ți petrești sfârșitul lumii alături de mine, atunci vreau și eu. Hai să ne iubim. Am bătut fierul cât era cald, evident. Am închis chioșcul și, la fel ca în urmă cu un an, am plecat acasă unde am făcut vrute și nevrute. Îmi pare rău că iar este feministul din mine, dar vrute și nevrute sună un pic avion. Cu vrute e bine, da, cu nevrute. Am făcut lucruri pe care eu le voiam, precum și lucruri pe care ea nu le voia. Am făcut lucruri cu vrute și nevrute. Vrute și nevrute. Eu mai mult vrute, ea mai mult nevrute. Hai să ne împărțim de la ce punct, nu facem amândoi și vrute și nevrute. Hai că fac eu vrute și faci tu nevrute, da? Bun. Ești de acord? Da. Uite ce am vorbit. Temătoare în fața pandemiei, Sanda a dat tot ce era mai bun. Și nu doar atunci, ci și multe luni în șir până când amenințarea SARS s-a stins. Așa că am decis să ne spunem la revedere. Bucuroși că nu am fost atinși de rata de mortalitate de 0,5% cât măsurase în final cumplita molimă. În 2005 a apărut în lume un alt pericol iminent, de al cărui potențial distrugător nu am avut cum să nu profit. Gripa aviară, un tip de gripă care afectează în principal păsările, dar care poate infecta și specii de mamifere, în speță omul. Și zicea păsările, mai ales așa, că ai grijă.
Păsările ca păsările, da, păsărica... Ce? Auzi, tanti Iuliano, matale păsărica ai, da? Păi vezi că vine greva. Sigur a făcut cineva gluma asta. România a fost prima țară europeană unde prezența acestui virus a fost confirmată în mod oficial, ceea ce mi-a oferit un motiv în plus de a băga fetele în sperieți și a le face să cedeze. Gianina, gripa aviară e periculoasă, întrucât sistemul imunitar uman nu recunoaște acest virus. Se manifestă prin febră ridicată, tuse, dureri în gât, dureri musculare, conjunctivită și în cazuri grave poate provoca pneumonie cu insuficiență respiratorie acută. Altfel spus, suntem mâncați. I-am explicat eu unei brunete pufoase, căreia îi pusesem gând rău de mult timp. Dacă e să murim, măcar să murim fericiți. Și eu gândesc la fel. Mi-a răspuns ea exact așa cum mă așteptam, în timp ce mi-arunca acea privire insinuantă a femeilor care vor să facă sex. Adică ochii deschiși. Că eu mă gândesc dacă ele primeau același lucru. Dacă ochii deschiși, vor să facă sex. Dacă au ochii închiși, vor să facă sex tare, tare. Dar pe nevrute. Da. Deci dacă au ochii deschiși, vor. Dacă au ochii închiși, nu vor, dar vor. Nu vor, dar vor. Da. Au fetiș. King. Exact. Nu ți se pare și ție că toate voiau să... Eu cred că există povestea din partea noastră. Eu din... Prostul ăla nu fute decât când era vreo boală. Toate voiau să-l fute pe băiatul de la... Poate era mega arătos și bun, da, ăsta de la, da, ziare. Și toate voiau să-l fute și... Mă, frate, deci n-am mai apărut nicio boală, că nu l-a ajuns, nu-i se scoară decât la bol. Dă-l dracu de bolnav. Aoleu, bă, deci ăsta... Stai, cum îl cheamă? Ion. Bă, Ion ăla, dă-l dracu, că nu-i vreo boală, nu fute, mă. Tu, Ion ăsta e tânăr la între 20 și 80 de ani. Așa că am dus-o în apartament unde ne-am iubit ca doi nebuni îndrăgostiți ce își trăiesc ultimele clipe. Dar cum Gianina nu voia ca aceste ultime clipe să se mai sfârșească și tângea într-una după amor, am ținut-o la mine toată noaptea aceea și am făcut sex în continuu până când am căzut lați amândoi și am uitat complet de gripa aviară. Satisfăcut, am adormit la pieptul ei voluptos și am visat așa frumos cum n-am visat niciodată. La fel am adormit câteva luni bune, cât am profitat de favorurile Gianinei până când a trecut amenințarea cu gripa aviară. Dar a venit la rând gripa porcină. Gripa porcină, științific denumită gripa tip A, H1N1, a fost relativ mai ușoară decât aviara, dar a fost un prilej la fel de bun pentru a aduce la așternut o pipiță speriată de bombe. Trebuia, eu cred că n-a zis de asta mai voluptoasă la gripa porcină, că sigur făcea o glumă, da, sprafă, ca să nu, da, da. Aceasta s-a nimerit a fi Iolanda, o tipă frumoasă, dar prostuță. Restul bubuiau de deștepte celelalte. Dacă asta e proastă, cum erau celelalte? Care, văzând titlurile din ziare, conform cărora molima porcină a provocat peste 18.500 de decese în lume, s-a panicat și mi-a sărit direct în brațe. Bă, jur că asta mă i-a lăsat fotă. Cât? 18.000? Hai, bagă! Ioane, a ta sunt! Fă ce vrei cu mine! Dacă tot vine sfârșitul lumii, hai să ne prindă înlănțuiți în amor! Lasă că am eu grijă să nu mori. Te izolezi la mine unde nu te poate ajunge boala și trăiești bine, mersi. Nu ieși din casă până nu trece epidemia. Am ținut-o în carantină pe Iolanda, vreme bună, perioadă în care am făcut cu ea un maraton erotic. E drept, am și investit ceva în ea, căci mânca și bea zdravă în nimfomana. Da, a meritat! Jesus Christ! Ieșea dimineața, troaca goală. Oh! Iolanda! Dar nu-ți pus să ai fă un kill de grăuță toată aici? Jesus! Când am considerat că s-a epuizat treaba și nu mai merita niciun efort din partea mea, am dezizolat-o pe Iolanda, care sună de parcă a dezlegat-o de radiator. Da, a ținut-o legată de calorifer. Da, de calorifer, da. Și mi-am văzut de viața mea așteptând următoarele provocări. Eram sigur că vor mai apărea și nu m-am înșelat. În 2014 a apărut boala Ebola sau febra hemoragică, boala infecțioasă virală severă, adesea fatală, care se manifestă la oameni prin greață, vomocefalee, diaree, dispnee, erupții cutanate și hemoragii severe. Atunci am comis-o să se lase pe mâna mea, pe Evelyn, vânzătoarea de la buticul din colț, o tipă non-conformistă și dezinhibată în fața oricărei provocări erotice. Apropo, de ce am impresia tot timpul când oamenii zic de chestia asta că se fute în cur? Deci eu tot timpul când aud că e dezinhibată și deschisă și așa, eu atât am se fute în cur, atât. Păi probabil că din perspectiva lui, asta e că el
face o denumire pompoasă la ceva care da. E first level la... Era nimfomană însemna doar că... Se putea... N-a sunat la poliție, asta da. Că îi accepta, când da. El se putea. Auzind că Ebola are o rată de mortalitate până la 90%, cea mai mare a unei boli infecțioase cu excepția rabiei, ea s-a întristat adânc. Of, Ioane, mă doare sufletul. Oare ce se întâmplă cu Dumnezeu? Murim ca niște animale? Ne va păzi Dumnezeu de această boală cumplită sau va veni și peste noi aici? Mă îngrozesc când mă gândesc. Stai liniștită, Evelin, dragă. O să-ți port eu de grijă. I-am dat asigurări în timp ce mă gândeam deja cum ar fi să o tăvălesc în 4 ore în șir. Ăsta nu s-a gândit că el nu se gândea în tot timpul ăsta că s-ar fi putut ca el chiar să ia o boală de aia? Nu, dar uite o perspectivă de o ipohondru. Care... numai că el le speria numai că vine, nu venea. Efect, că el cum apărea? Nu, pe asta n-a putut-o că riscă din Hong Kong o să ajungă în curând. Da, da, da. Numai. Era în Hong Kong boală, deci era ok. Era încă safe. Plus că își făcea cruce mare și nu mai... Dacă îți faci cruce mare, nu. Dacă îți faci cruce mare, nu. Nu, nu, nu. Plus că avea multe ierburi. În chilotul cu cioc avea multe ierburi și nu poți să... Numai dacă pute rău, atunci când avești. Dacă nu pute, nu e nimic. Și am purtat de ghice până în anul 2016, când peste omenire a picat ca un trăsnet virusul Zika. Un virus ARN monocatenar cu sens pozitiv din genul flavivirus. Atunci, profitând de nebunia momentului, am lăsat-o pe Evelin și am luat-o pe Iris. O tânără renumită pentru ciudățenile sale, în concordanță cu modul extravagant în care se îmbrăca. Când i-am arătat titlurile din presă și mi-am manifestat temerile privind viitorul umanității, a început să tremure și să țipă ca o nebună. Nu Zika! Nu Zika! Nu lăsa Zika să vină peste mine! Ioana, ai grijă de mine! Nu mă lăsa să mor de Zika! Stai liniștită, Iris, Doamne, dar ce speriat ești din cauza acestei boli. Vrei să uiți de Zika? Te scap eu de Zika. În timp ce o luam de mână și arătam luna în plină zi. Hai cu mine. Adică e gozul? Adică... Da, te scap eu de Zika. A fost frumos cât a durat teama lui Iris de virusul Zika, dar din păcate la un moment dat i-a trecut brusc și a declarat că nu mai are nevoie de serviciile mele. Așa că m-am pomenit iar singur. Deși mi-a displăcut total acest sfârșit neprevăzut și trist, pentru mine nu aveam ce face, trebuia să accept situația, nu puteam face altceva decât să aștept să apară o nouă boală teribilă care să-mi arunce toate găgicile în brațe. Și am tot așteptat. Chiar când eram pe punctul de a-mi pierde răbdarea, a apărut noul coronavirus, numit COVID-19. Deci până în zilele noastre. Da. Care ține de familia de virusuri flaviride și care provoacă o pneumonie severă cu mortalitate ridicată, mai ales în rândul persoanelor în vârstă. Auzind că deja s-au înregistrat câteva mii de morți pe mapa muncii și s-a declarat pandemia, am acționat imediat. Doamne Elisabeta, nu trebuie să intrați în panică. I-am spus unei vecine cochete la vreo 42 de ani, atunci când a venit să cumpere o revistă de rețete naturiste și a aflat de cumplita pandemie care ne-a lovit. Lăsați-vă pe mâinile mele și am să vă ajut să depășiți momentul acesta într-un fel caracteristic. Bineînțeles că a acceptat bucuroasă, mai ales că m-am oferit să-i fac și cumpărăturile dintr-un supermarket preferat destul de îndepărtat unde nu mai ajunsese de la instaurarea stării de urgență. Deci fii atent, ea nu aflase de pandemie, dar se instaurase deja starea de urgență. Deci ea nu mai ajunsese la supermarket că era starea de urgență, dar acum a aflat de pandemie. Nu mai vorbesc despre serviciile sexuale pe care le ofer ca un adevărat bărbat. Da, și ea mă răsfață cu gogo și plăcinte, când poate, doar ca să-mi arate cât mă prețuiește. Programul Pulă pentru Plăcintă, inițiat de Ion, vânzătorul de ziare, e mai car. El mai ai vreo bunică nefutută? Noi avem pulă dacă ea are gogo și plăcinte. Ce bunică nu știe să facă gogo și plăcinte. Acum vom vedea cum și când se va termina totul, dar deocamdată mă simt fericit. Înțelegeți de ce mă bucur de apariția noului coronavirus? Excelent, frate. Genială. Excellent. Da, pule pentru plăcinte, e... Frate, omul are o metodă. Are o, adică nu sare pe ele, așteaptă să moară câteva mii de oameni și după aia... Dar să, eu pun pare eu că sunt... Deci, cred că dacă am aflat sincer
ce au făcut unii bărbați ca să, ca să fută femei, adică prin ce... Dar e și invers, că mă gândesc că... Adică sigur există, chestia asta eu chiar cred că există undeva. Cine a zis, mă, vorba aia cu s-ar fute femeile, dar pula e la noi? Mm-hmm. Sunt mult mai subtile ele. Da. Nu prea auzi că te dau cu capul de perete și te calcă în cer, că ți-au văzut găozul. Cum ar fi să... Cum ar fi să fii? Mamă și mamă... Mi-am luat să te auzi mâine, că bă, m-a pus drag să-mi iau pantofi și te-a scurs pe mine, știi, că-s mai strânți așa și... Mă... Aia, tocmai nu se la bloc acolo la mine și m-a stărit una pe mine. Aoleo, păpușel, ce ți-avea de pula până aici? Da. M-am putut cu ea, că nu, că și eu... Și eu mergeam cu pantaloni scurți. Și eu mergeam cu pantaloni și cu pula aia. Și cu pula aia, da. Da, și cu pula aia bălângă. Adică le înțeleg că sunt și slabe. Bă, știi care e faza cea mai, cea mai dubioasă la chestia asta? Că e la fel ca... e la fel ca treaba aia pe care eram eu fiert în reclame. Apropo de cum sunt arătați bărbații în reclame, știi că în general în reclame bărbații, mai ales în reclame pentru produse pe care le cumpără mai masculine? Mult femeile. Nu. Produse pe care le cumpără mai mult femeile, nu știu, gen detergent sau da. Da. Ai văzut că bărbații sunt prezentați ca ultimii idioți? Da. Da. Ai văzut că erau, deci am văzut niște, acum ceva timp, acum câțiva ani erau reclame în care, bă, bărbații, deci soții, că era tot timpul în gospodărie și era ea cu el. Bă, soțul avea, adică era aproape de zona aia de retard, de nu mai poți să funcționezi în viață. Adică... Dar sunt, tu ai văzut chestia asta că sunt bărbați care se laudă cu faptul că nu știu să gătească și că nu știu să spele haine? Da. Ceea ce mi se asta pare... Înțeleg. Asta înțeleg dintr-o perspectivă că, bă, eu sunt deasupra acestor task-uri. Mă, ce cu nasul ăla, frate? Cât scari... Mă mâncă nasul de nu mai pot. Iar ai luat cocaină de țară? Că e bună, dar știi că are, da, are ciulini în ea. Are, ai vai, ciulin pe nas. Mâncă nasul. Da, mă, aia e o chestie, că aia e o treabă, adică prin chestia aia ți-asumi putere și la modul, bă, nu sunt de mine prostiile astea... nesemnificativ. Ai pentru proastă. Proastă da, ar deteja. Da, da. Dar eu ce spun este că ăla reclamarea detergenți, pentru că fiind produse pentru femei, trebuia să le dea și lor o mică victorie și să pară că ține cu ele. Soții sunt incompetenți la viață. Adică da, dacă îl trimiți cu o sârmă afară, după aia după te uiți așa, el e încurcat în sârmă aia. Și aoleo, Cornele, iar... Iar te-ai încurcat însă, mă încurcam, mami, ce să fac, mă încurcat, nu să știu. Adică sunt idioți, idioți, complet, știi? E, și aveam foarte mare boală pe chestia asta, frate, nu sunt, bărbații nu sunt atât de cretini, nu-i de parcă dacă îi dai o sfoară se împiedică în ea. Dar există totuși faza asta foarte ciudată, că bărbatul fiind într-o societate cum a noastră, domne, puternic, el e stâlpul, n-are voie să spele vase. Nu, dar sau... e incompetent și foarte slab, mă. Adică, eu asta nu înțeleg. Bă, frate, ori ești puternic, ori ești slab. Eu asta nu înțeleg. Păi, slab, e puternic, dar e slab pe chestiile pe care ar trebui să le facă femeile. Da, mă, știu, dar eu mă refer la o altă nu zonă. Nu zic că ar trebui să le facă, zic cum e văzut. Cred că da. Dar eu mă refer la ceva. De exemplu, am foarte mare boală pe treaba asta, care tot timpul în revistele astea, în căcaturile astea, gen Cancan și toate astea, chestia aia cu... acum s-a mai potoi, dar acum vreo 10 ani știu că am observat treaba asta, că era non-stop, apăreau știrile astea, titluri în Cancan. Făceau, acum vreo 10-15 ani, erau la modă niște, un fel de teleshopping pentru prostii. Da. Curve, prezentarea de modă. Deci se făceau prezentări de modă, de lingerie intimă, care era un fel de teleshopping pentru băiești. Adică da, clubul da, da. Dumars organizează prezentare de lingerie de intimă. Și ce se adunau băieții, veneau fetele, prezentau chiloții și erau, mamă, ce bună, hai, ia, vină încoace, fă, te fuți asta. Și erau prezentate, bineînțeles, în presă, ca să aibă amploarea evenimentului și așa. Bă, și jur, toate erau descrise la fel. La vederea frumoasei brunete, bărbații prezenți în club și-au pierdut mințile.
Bă, dar jur că era, deci devenise obsesivă chestia asta. Și-au pierdut mințile. Eu nu știu dacă am văzut chestia asta. S-au mai potoit, țărinze, câțiva ani s-au potoit. Dar nu s-a terminat, adică în continuare există, dacă te uiți în tabloide, o să vezi că există imagini interzise cardiacilor, bărbații au amuțit când au văzut, adică, bă, dacă iei un bărbat, dacă ar fi să iei un bărbat să se comporte exact cum îl descriu titlurile din așa, bă, jură, la n-ar putea să trăiască, ar trebui să fie închis undeva unde să fie țesălat, hrănit, adică că e ca o bestie de aia la care-i cur balele, își pierde mințile. O vede pe una în chiloți, bă, tu înțelegi să-ți pierzi mințile, deci nu poți să... De asta spun că... Și la fel și chestia asta. Păi da, doamne, că îi se vedeau chiloții, normal că a violat-o. Bă, frate, dar cât de slab ești? Ca ființă, cât de slab ești? Adică ai văzut un cur și ți-ai pierdut mințile, ți-ai pierdut controlul, adică... Cât de, bă, nici animalele nu sunt așa, adică au perioade în care sunt în călduri, dar nu... De asta mă gândesc, eu și ce, mă gândesc că e un stereotip, încerc să-mi dau seama dacă stereotipul ăsta, că bărbații cumva s-a pornit, nu știu exact de unde a pornit, că bărbații sunt mult mai nebuni după sex ca femeile. Bă, e o chestie care, să fim serioși, le convine femeilor și e o chestie care e perpetuată și de femei, pentru că e o slăbiciune cum ar veni și ele vor... De aici vorba s-ar fute femeile, dar pula e la noi. Adică e o slăbiciune să vrei să te fuți, pentru că înseamnă că ai nevoie de altcineva. Și atunci ești puternic când n-ai nevoie de altcineva. Și de asta ele au asta cu, bă, eu nu. Adică vii aici, te bagi în seamă. Eu n-am nevoie de asta. Asta e așa. E o chestie care ca iese... să mă piși numai. Da, și o chestie care are nevoie la program și când îi zic eu, nu așa, ne-sam, mi se aprinde pizda după orice. Adică asta e o slăbiciune rezervată bărbaților. Și înțeleg jocul ăsta între bărbați și femei așa, la modul, a, tu mă vrei, dar eu nu te vreau și așa. E un joc, e un dans. Da. Bă, dar de aici până la a văzut un cur și a pierdut mințile, dar ce pula mea, stătuse 50 de ani la pârnaie? Ce s-a, de unde ieșise? Din izolare? Adică e foarte rar, vezi, n-am văzut în viața mea un om care efectiv să facă ceva, adică să zică, uai, să se bage așa în seamă, că de obicei nu se prea bagă, adică se probabil întâmplă. Că am văzut... Se mai întâmplă. Dar am văzut, nu, adică random. Nu sunt de acord cu descrierea asta a bărbaților. Bă, frate, de ce nu poate să fie bărbatul, adică bărbații în primul majoritatea nu sunt așa, la fel cum majoritatea femeilor nu sunt niște curve infecte, nici majoritatea bărbaților nu e... compusă din cretini care își pierd mințele că au văzut un chilot în până. Și ți-a zis, nu-mi dau seama de ce bărbații nu-și dau seama că e jignitoare descrierea asta, frate. De ce nu? Eu mă simt jignit când văd la vederea frumoasă de brunete, au făcut ca babuini și au luat căcat și l-au aruncat pe pereți, au început să rupă mese, să... Dar ce făcuse domnișoara? Exista acolo în cameră cu ei și și-au pierdut mințile. Bă, frate, da, să mă ridică, și îți mai zic o chestie, în articolele alea și în general în presă când sunt descriși așa bărbații, sunt descriși așa bărbații în toată firea. Da. Nu e vorba de un majorat. Dar uite că acum îmi dau seama că asta le dă damage și femeilor foarte mare, pentru că în momentul în care bărbatul nu are același drive sexual pe care și-l imaginează, o iau personal. A, clar. Păi cum, că eu sunt 100% sigur că sunt femei care nu-și imaginează că un bărbat nu poate să nu aibă drive sexual. Sau, băi frate, am văzut foarte des, aveam exact gluma asta. Deci am văzut foarte des că chestia asta, foarte des. Am văzut mai multe exemple în care multe femei nu puteau să înțeleagă că nu voiau bărbatul să se fută cu ele și presupuneau că e gay. Bă, ăla ori e gay? Da. Că altfel nu înțeleg. Gay sau impotent? Gay sau impotent. Pentru că nu poate să conceapă că pur și simplu omul ăla nu vrea să se fută. Așa e. Pentru că ți-am zis, uite, apropo de tot căcatul ăsta, că tu te mumi pula mea, Teo, că ești feminist. Frate, la faza asta țin mai degrabă la imaginea și la drepturile bărbatului. Bă, suntem oameni cu aia. Suntem oameni. Și ca oameni nu ne pierde mințile în pula. Adică tu dacă zici, bă, frate, domnișoara era despuiată. Deci, dânsul... Ce putea să facă? Păi să nu o violeze. E, ce poți să-i ceri unui bărbat? Să nu o violeze, ce pula mea e atât de greu? E un lucru atât de dificil. Adică suntem niște ființe atât de slabe și de simple și de mânate de instincte, că, domne, n-am putut să mă abțin să nu violez. Bă, frate, dar pot șimpanzeii să se abțină să nu violeze, frate, nu poți tu. Dar și care cred eu, pentru că sunt atât de idioți, pentru că de fapt problema e la imagine. Pentru că dacă tu vezi,
dacă tu presupui instant că persoana e curvă, în mintea ta nu mai e femeie, e o curvă și atunci ai dreptul. Că asta e problema, că tu ești o maimuță care, da, mă, care nu vede... Da, mă, dar problema nu se pune... Am violat-o pentru că ea, cum să spun, a vrut, că nu mai era viol. Da, da. Ideea este că nu s-a putut abține, deci că femeia s-a prezentat în așa fel încât el nu a avut alt curs de acțiune decât să o violeze. Și aici îți spun că e o chestie jignitoare pentru bărbați. Cum adică nu a avut, bă, femeia era de... cum era... tântălău ăsta. Ii se vedea găozul. Ok. Ai văzut un găoz. Și? Rezultatul este că trebuie neapărat să te pomenești în găozul ăla. Adică... Da, exact, că spune de parcă e datoria lui. Pe asta spun, gen, se vedea găozul. Am văzut un găoz și eram... Găozul, eram... Că dacă vezi găozul, cum să nu fuzi găozul? Băi, frate... Tu ziceai în mintea lui, erau, hai frate, și s-a obosit așa, n-am chef, hai Stefan, s-a obosit, dar facem, că trebuie. Da, păi da, dar nici măcar nu mai intervine rațiunea, la modul omul a sărit la acțiune, s-a văzut găozul, trebuie futută, că nu poți să vezi găoz fără să fuți. Și îți repet, frate, e jignitor pentru bărbați. Lasă că e oribil pentru femei, lasă asta. Dar hai să o luăm așa, bă, tu ca bărbat, atâta așa imagine despre tine, că dacă vezi un găoz, ești tot, zici că e vraje, zici că e blestem. Așa fac bărbații. Am văzut găozul... S-a văzut găozul, a trebuit să fiu în el, că cum să vezi un găuș să nu fii în el? Pentru că ești în pula mea o ființă cică superioară unui babuin. Da, aia, cică, nu știu, acum dacă nu vrei să fii superior unui babuin, mă rog. Dar eu vreau să credeți pe mine, de exemplu, că pot să văd un găuș fără să-l violez. Îmi pare rău dacă asta mă face progresist, globalist, pula mea, dar din nou revenim la chestia aia. E de bun simț dacă vezi un găuș să nu vrei neapărat să-l violezi. E distrug neamul, distrug tradiția, e sexomarxism aici. Da, asta e. Asta vezi găoz, e o schemă logică simplă. Vezi găoz, nu fuți găoz. Ia pasul 1. Nu fuți găoz. Ce... Dar când pui așa problema, sună atât de absurd, că e pur și simplu, e ca și cum ai zice, de ce când te enervează cineva nu-l omori? Pentru că asta, când te enervează cineva tare, vrei să-l omori. De ce te abții să omori? Dar nici măcar nu e vorba, gândește-te puțin că nici măcar nu e vorba de enervat. Aici vorbim de echivalentul ar fi, eram la plajă și a trecut unul pe dreptul soarelui, deci l-am înjunghiat. Da, de ce? Păi exact. Da, eu când mi se întâmplă un lucru neplăcut, eu acționez. Da. Păi da, a trecut până... Păi da, am luat-o ca până front personal și deci a trebuit să-l înjunghi. Eu nu sunt genul de om care rămâne fără soare timp de o secundă și nu înjunghe pe mine. La fel cum eu nu pot să vă găuz fără să-l fut. Dar uite, și serios, adică... De că oricum părea foarte nervos, dar de ce te-ar enerva cineva? Eu n-am înțeles niciodată chestia asta. De ce te-ar enerva chestia asta în loc să te bucuri că ți-ai spălat ochii? Ce anume te enervează la faptul că ai văzut pe cineva mai despuiat? Bă, este... Nu, hai să o lăsăm la Caterinca, numai, că după aia intrăm iar în... Mi-am dat seama că e un păcat de care trebuie să scap ăsta, să iau lucrurile în serios și să explici așa. Îți dai seama că vine din frustrare. Dacă nu ești nefutut, ești la modul... Bă, aia arată de parcă ea vrea pulă. Deci dacă ea vrea pulă și eu îi dau pulă, pentru că eu nu mai suport să nu dau pulă asta nimeni. Eu am prea mult timp am petrecut eu cu pulă, trebuie să ajungă și la cineva. Da? Și aia arată, că am văzut și în comentarii la băiat, că erau foarte mulți care aveau direcția asta. Pe care au foarte mulți. La modul, alea vor pulă. Dar adică nu pe a mea. Asta e problema. Vor pulă, dar nu pe a mea, viol, și aia îi deranjează. Viol e doar că nu voiau neapărat pe a mea, dar astea sunt detalii. Ele pulă tot voia. Acum, mamă, mare necaz la care am crezut că nu voia fix pula mea. Voia pulă, i-am dat niște pula. Bine, detalii, că nu voia pe a mea. Dar serios acum, deci, dinamica cam asta e. Eu m-am săturat să petrec atât de mult timp cu pula asta. Trebuie să o... Trebuie să împart. Nu vreau să fiu nesimțit să eu dau unei femei care nu vrea pulă. Gen mama sau proasta. Și atunci, curva. Iar arăta curva, curva vor pulă, atunci vor primi această pulă. Dacă vezi o cutie poștală, nu pui scrisoare acolo. Da. Da. Dar, repet pentru că e o idee pe care vreau să o transmit. Este jignitor pentru toți bărbații care știu să trăiască în
societate cum facem de vreo 10.000 de ani, că nu e ok să fii prezentat ca un, ca un individ care nu are niciun pic de frână, control, niciun fel de, adică nu mai există niciun pic de disciplină, deci ești privit în, ca un organism fără, cu zero control, ești privit ca o chestie care e ca la, am băgat curent aici, a ieșit substanță, am văzut cur, am sărit să fut. Frate, hai să ne privim ca bărbați ca un pic mai mult de atât. Hai să ne acordăm. Bă, să-mi bat pula, încep cu de-astea. Bă, ca bărbați, hai să ne iubim mai mult, să ne acordăm mai multă. Să ne vedem ca niște ființe superioare, nu ca niște... Mă, păi da, era curva, am put curve. Frățior meu, îți bați joc de tine. Îți bați joc de tine, în primul rând. Și toată societatea își bate joc de tine când tu accepti că, da, frate, păi da, avea găuzul și țâțele, am futut. Ești vierme, pula mea. Citește cartea lui Peterson, află despre control și despre disciplină. Dar eu sunt tare curios cum a ajuns să, da, să glorifici chestia asta, că oamenii se complac foarte mult în stereotipurile astea, că ți se întâmplă ceva. Uite, de exemplu, orice chestie, că bărbații sunt așa, femeile sunt așa și care circulă, sunt meme-uri, poți să le spui. Că așa. Da, chiar meme. Da. Și când te identifici, adică când ți se întâmplă o chestie de asta sau îți place să te identifici că sunt bărbat și cumva îți demonstrezi și de aia îți demonstrezi că uite, sunt și eu bărbat. Și am impresia că mulți fac multe chestii doar pentru că așa cred că trebuie. Clar, și mai ales la nivelul ăsta de vorbit pe net și de umflat în pene, normal că... Așa trebuie, că așa demonstrezi că sunt bărbat. Dacă, bă, până am vorbit și de zona de 14-16 ani, în care niciun om care a trecut de vârsta de 16 ani nu consideră că era cea mai bună variantă la 16 ani. Da. Să da. Fim foarte serioși, da? Niciun om care are peste 20 de ani nu zice, bă frate, știi când eram eu foarte, foarte, știi când gândeam eu foarte bine? 14-15 ani, până în 16 ani. La 16 ani am început să mă stric. Bă, 14-15 ani, deci, nimeni nu consideră că era super om la 14-15 ani. În afară de băieții de, sau fetele de 14-15 ani. Deci dacă ai sărit de 14-15 ani, îți dai seama cât de cretin erai. Dacă și e ciudat că la vârsta aia și ești convins că știi tot. Clar. Dar ca idee, e vorba de... posturing, de afișare. O, dă-le dracu de curve, că le fă-le, pula, mama, pula. Da. Da. Bun. Am rezolvat subiectele de actualitate. Cât avem? Să... Suntem la o oră. Mai luăm ceva? Nu știu dacă am mai luat, că a fost destul de coerent așa episodul. Adică a fost și cu poveste, și cu povești, și cu... Nu știu. Hai mai păstrează-le. Ok. Nu mai postez. Okay. Noi dacă mai adunăm multe subiecte de astea la tine, o să la un moment dat o să facem un episod de 7 ore. Da. În care o să da. Tenem doar o pagină de aia. Dar nu, ți-am zis, cel mai ciudat este că de fiecare dată când pregătesc subiecte, nu le folosim, pentru că am o relaxare, că am pe ce să mă bazez. Da. Da. Și relaxarea aia mă ajută să, bă, dar m-am mâncat nasul. Eu cred că de asta e foarte mișto și să-ți faci setlist înainte de. Tom, că ai siguranța că e acolo și după aia ești mai. Eu mi-am dat seama la unele glume că dacă eu știu că am o glumă, de exemplu, e o bucată, e o poveste și eu știu că bucata din poveste care provoacă râs este acolo, eu sunt mult mai relaxat să zic toată bucata până acolo pentru că știu că acolo merge. Da. E un checkpoint. Da. Când apare episodul ăsta? Ca să fac repede un pic de reclamă, că poate vă era dor de anunțat show-uri. Mâine? Da. Deci, diseară suntem la comics pe terasă, nu mai sunt bilete. Vineri suntem la comics pe terasă, nu mai sunt bilete. Sâmbătă Victor deschide la comics pe terasă. Da, e Sergiu, Toma, da. Cristi și Sorin. Așa. Nu mai sunt bilete.
Dar voiam să vă anunțăm doar că și așa nu-i pasă nimeni de reclamă, nimănui de reclamă, hai să facem reclamă niște lucruri care, adică dacă voi să ziceam, ba, pula, ce e asta reclamă? Aia, uite, nici nu poți să cumperi nimic. Da. Deci, așa, deci nu puteți veni la show pentru că sunt sold out. Dar, în schimb, pentru cei care au niște bani cu care nu știu ce să facă, vineri, noi facem show online de aici, înainte de show de la Comics. Deci la Comics e la 9:30 și noi la 8 suntem aici... Pentru oamenii care sunt și din alte țări. Da, da. Deci pentru oamenii care sunt din alte țări sau din alte orașe și vor să vadă show-ul online, biletele sunt pe Ia Bilet. Dacă e să căutați Teovio Costela Alex Mocanu show 99, se găsesc acolo bilete. De la 8 suntem live pe V-Stage, pe Ia Bilet. Și după aceea de la 9:30 suntem la Comis la terasă, dar nu mai sunt bilete. Foarte bun. Tare. Excelent. Aș putea spune aproape acceptabil. Da. Cheers.